Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod. În vlogul de astăzi vreau să vă arăt cum puteți încărca telefonul mobil în autoturism fără fir. Pentru acest lucru avem nevoie de un încărcător. Am achiziționat acest încărcător Smart Senso Wireless Charger. Acesta ne ajută pe noi să ne încărcăm telefonul mobil fără fir. Pentru telefoanele care nu suportă încărcare wireless, așa cum v-am arătat în episodul trecut, există acest adaptor care recepționează curent electric, se numește Wireless Charging Receiver, și se introduce în mufa telefonului dumneavoastră mobil. Îl băgați între telefon și husă. Iar pentru cei care doresc să folosească telefonul fără husă, se poate lipi cu o bandă dublu adezivă. În acest fel, protejați mufa încărcătorului și mufa telefonului. Haideți să desfacem această cutiuță. Să facem unboxing și găsim aici încărcătorul. Văd, avem aici suportul de prindere în grilă, un cablu și o piuliță de plastic. Aceasta este piulița de plastic. Ce vom face prima dată? Prima dată trebuie să întoarcem încărcătorul cu spatele și să băgăm pe nuca aceasta, pe bila asta, să băgăm piulița respectivă. Strângem aici, frumos. Da? Perfect. Să fie așa pe mijloc. Acum o strângem mai tare. După ce am ajuns să strângem mai tare, ne asigurăm că nu mai joacă, e perfect. Venim cu cablul tip C. Aici, în mufa acestui suport încărcător. Asta este 2 în 1, este și suport și încărcător de telefon. Ne ajută să ne țină și telefonul și ne și încarcă în același timp. Perfect! Bun. Haideți să-l punem în grilă. Aici avem grila. Apăsăm pe această tijă și observăm că se îndepărtează ca o gură de crocodil. Bun, haideți să-l introducem în grilă. Așa, bun. Am introdus în grilă. Introducem și în încărcătorul de jos de la scrumieră. Și uitați, a luat corect. Acesta are un senzor în partea de sus aici. În momentul când ne apropiem cu telefonul, el se deschide pentru a putea monta telefonul mobil în suprafață. Așa cum putem observa, deoarece telefonul e greu, a plecat un pic partea de grilă, unde vine ventilația. Bun, dar asta nu e o problemă, că se poate regla din acea nucă de pe spate, care ați observat dumneavoastră. Și stă foarte bine acum. Haideți să vedem. Da? Scrie acolo, se încarcă, avem 27%. E perfect. Deci avem acum și un suport de telefon pentru autoturism, care se introduce în grilă. E perfect legal. Nu mai avem în parbriz, că acum știți, conform noului codotier, nu mai voi să pui în parbriz nimic, trebuie să-l ții cât mai liber. Sensorul ăsta se introduce în grilă, în aerisire, și ne suportă și telefonul, îl și încărcăm în același timp. Îl prinde și destul de bine, observ. Da, nu cade de aici. Dacă dăm prin găuri sau mai coborăm o bordură, mai urcăm
nu știu, mai urcăm un obstacol, ceva de genul ăsta, pentru a putea încărca rapid, este, părerea mea, recomandat să folosim și o mufă de brichetă pe măsură. Adică să ne uităm ca pe el, aici undeva, la specificațiile încărcătorului respectiv, să scrie minim 2,1 amperi la output, la ieșire. Ceva de genul 5V, 2,1 amperi, ca să fie o încărcare bună. Deoarece e important și această mufă de brichetă, e foarte important. Dacă ea are 500 de mAh, apoi să ne așteptăm să încarce telefonul în 4, 5, 6 ore. Dacă este de 2,1 amperi, ne așteptăm ca telefonul să se încarce într-o oră, o oră și jumătate maximă. Dragii mei consumatori de YouTube, dacă considerați că acest video v-a fost de folos, vă rog frumos să apăsați butonul de like, subscribe, lăsați comentarii dacă doriți și vă doresc o săptămână cât mai bună. La revedere! Numai bine!